Sfântul Ierarh Teotimiscitul, episcop al Tomisului, secolele 4, 20 aprilie, fericitul episcop Teotimiera de neam dacoroman. Autohton din Dacia Pontică, el este considerat cel din tâi și părinte duhovnicesc al sfinților Ioan Casian și German, cu care era contemporan, format în tinerețe în aceeași mănăstire din Hotarele casienilor și ale peșterilor. Această mănăstire, care a dat călugări cărturari și sporiți în fapte bune, era o adevărată vatră monahală de sfințenie, de trăire și de profundă teologie din eparhia Tomisului, confirmată de în altul nivel spiritual, teologic și literar la care au ajuns cei trei sfinți dacoromani contemporani, Ioan Casien, German și Teotimi supranumit de istoricii paleocreștini scitul și filozoful. Acest episcop urcă pe scaunul eparhiei Tomisului, pe la anii 385 la 390, după mutarea din viața episcopului Gherontie, ca episcop al Tomisului este amintit pentru prima dată în anul 392, de fericitul Ieronim, t 420, în celebra sa lucrare, De viris illustribus, despre bărbați ilustri, care spune că era păstor strălucit, cu mare dragoste de Dumnezeu și de oameni, teolog învățat și scriitor talentat și neobosit. El afirmă că a scris scurte tratate, cărți, sub formă de dialoguri, în stilul vechi elocințe ceea ce dovedește vasta sa cultură în retorica și filozofia antică, greacă și latină. Apoi, fericitul Ieronim încheie cu aceste cuvinte despre Teotim, aud că scrie și alte lucrări. Unele fragmente din scrierile Sfântului Teotim se păstrează în lucrarea Sfântului Ioan Damaschin, T749, Paralele Sfinte, din care reiese că a scris omilii la unele texte evanghelice. Istoricul Sozomen scrie despre el că era scit, dacă roman de neam, că Traiul lui era modest și că era un taumaturg, vindecător de boli, iar Socrate, alt istoric paleocreștin, spune că fericitul episcop Teotimie era cunoscut de toți, împărați, episcopi, călugări credincioși și barbari, adică păgâni pentru Evlavia și corectitudinea vieții sale, prin scrierile sale patristice, Sfântul Teotim este considerat creatorul filocaliei românești. În gândirea sa a fost, desigur, influențat de Sfântul Ioan Gură de Aur și de părinții capadocieni. Sfântul Teotim vorbește foarte frumos despre liniștea minții și a inimii. Sub păstoria Sfântului Teotim, mănăstirile și sihăstriile din Dobrogea secolului IV, renumite prin asceză și sihie, au trăit o epocă de aur, devenind în secolele VI cunoscute în întreg imperiul prin vestiții, călugăriști, Răspândiți atât la nord de Dunăre până în Carpați, cât și la sud până la Ierusalim, Constantinopol, Roma și Africa, bazilicile înălțate de el, ale căror ruine și astăzi se văd, erau mari și frumos ornamentate cu mozaicuri, ceea ce dovedește numărul impresionant de credincioși, precum și frumusețea cultului și arhitecturii secolelor patruvi ca misionari, Sfântul Teotimie era tot atât de rănitor pentru Hristos ca și înaintea și săi, el avea mult de suferit din partea barbarilor migratori, pe care reușea să-i îmblânzească cu greu prin daruri, prin rugăciuni și prin sfințenia vieții sale. Din această pricină păgânii el numeau zeul romanilor. Sfântul Teotim Scitul era binecunoscut împăratului Arcadie și mai ales Sfântului Ioan Gură de Aur căruia îi era prieten devotat. În anul 399, Marele Patriarh a trimis fericitului Teotim Călugăsle și misionari pentru nomazisciți de la Istm, adică pentru huni. În anul 400, Sfântul Teotim ia parte la un sinod local în Constantinopol, convocat de Sfântul Ioan Gură de Aur, împotriva învățăturii eretice a episcopului Antonin fesului. În anul 403, Sfântul Teotim era din nou în Constantinopol și lua apărarea Marelui Patriarh și dască la toată lumea, Sfântul Ioan Gură de Aur, împotriva acuzațiilor aduse de Sfântul Epifanie al Ciprului, dovedind prin aceasta adânca legătură duhovnicească dintre Sfântul Episcop străromân Teotim și Sfântul Ioan Gură de Aur, pe la sfârșitul primului deceniu al secolului V. Sfântul Episcop Teotim s-a strămutat cu pace din viața aceasta, la cereștile locașuri, pentru viața sa curată, pentru opera sa misionară și pentru credința sa dreaptă cu care a mărturisit pe Hristos. Biserica Ortodoxă le-a trecut în rândul Sfinților și pomenirea lui se face la 20 aprilie. În Acta Sanctorum se spun următoarele despre Sfântul Teotim la Tomis în tia, se face pomenirea Sfântului Teotim, Teotimos, episcopul, pe care l-au cinstit chiar barbarii necredincioși, pentru sfințenia și minunile lui.